Consiliul Local Câmpina și Primăria Municipiului Câmpina a acordat în aceste 3 zile de sărbătoare festivă niște plachete comemorative, niște plachete aniversare, mai bine zis, pentru că aniversăm 100 de ani, unor oameni deosebiți, unor firme, societăți, asociații sportive, militare, care au contribuit la desfășurarea bunei activități a orașului nostru. Astăzi a mai rămas o mică parte care vor primi această plachetă aici, în fața dumneavoastră. Eu voi da citire numelor și vom aștepta pe scenă reprezentanții acestora să vină să ridice placheta. Fundații și asociații. Fundația Zamolces. Reprezentantul domnul Florin Predescu este... Așa. Pentru o bogată activitate culturală și nu numai. Fundația Romanian Angel Apple. Asociația Club Sportiv Roata de Foc. Asociația Frizzly. Sucursala Câmpina a Asociației Naționale a Cadrelor Militare din Rezervă și Retragere din MAI. Domnul Cătălin Abănuță. Filiala Câmpina a Asociației Naționale a Cadrelor Militare din Rezervă și Retragere din MAPN. Domnul Paul Olaru. Societatea de Științe Istorice din Câmpina. Profesor Dr. Gheorghe Râncu. Asociația Culturală Teatru Proiect. Domnul Alexandru Sașa. Asociația Euro Jazz Rock. Domnul Liviu Briciu. Asociația Delfin. Doamna Alexiu Adriana. Asociația Cultul Eroilor Câmpina. Profesor Gheorghe Modoianu. Și Asociația Națională pentru Restaurarea Monarhiei, profesor Pop Miltiade. Clubul Sportiv Britmar. Clubul Sportiv Lido. Clubul Sportiv Aico. Clubul Sportiv Școlar Constantin Istrati. Clubul Sportiv Baracuda. Clubul Sportiv Contratimp. Domnul Viorel Cernica, filozof, premiu academic Academiei Române. Domnul Alfred Dumitriu, sculptor. Domnul inginer Dumitru Rusu, care are vârsta de 89 de ani. Dacă este aici, este o cinste și onoare pentru noi. Domnul Enache Gheorghe, veteran de război. Domnul inginer Costel Șerban,
de la Institut, 86 de ani. La mulți ani! Domnul inginer Vasile Tuică, de la Institut, 82 de ani. Doctor chimist Ion Ana, de la Institut, 76 de ani. Și domnul Badiu Vasile, de la Institutul din Câmpina. Geanta Nicolae, domnul profesor doctor, dacă este aici. Domnul Crăciun Cristian, profesor doctor. Domnul Băleanu Șerban, autor al albumului Câmpina, Bătrânul Târg, îmbrăcat în haine noi. Și domnul Ștefan Alexandru, care este deja pe scenă, de data aceasta în calitate de persoană deosebită în domeniul cultural și nu numai. Și poet, exact. Și domnul Onea Octavian. Am să-i rog pe cei care au primit astăzi placheta să vină puțin mai în față pentru o poză. Thank you.